pentru copilul său cel sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos și marea puterea Duhului Sfânt în veci de veci. Mai degrabă de toate, dragii mei, frați și surori, să mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Tot sângele și carne face lucrul acesta. Și bunătatea lui Dumnezeu care ne-a dat la inima să-L mulțumim. Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Cu harul și pacea Lui, cu dragostea Lui. Și Dumnezeu să-și verse dragostea sa, să lucreze cu Lui prin Duhul Său cel Sfânt. Rugăciunea aceasta vom face o mărturisire din toată inima noastră. Pentru că merită El să lăudăm, merită să ne rugăm, merită să binecuvântăm. Pentru că El este singurul Dumnezeu care ne-a scos de acolo din groapa mucirii, de acolo din întuneric și ne-a pus la lumină, ne-a scos de acolo din moarte și ne-a așezat aici, să avem viață cu El împreună. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să dau o citire din Luca 6, cu versetul 27, care spune așa, iubire de dușman. Dar eu vă spun vouă celor care ascultați, iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce blastămă și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, ca prima parte la rugăciune după Cembrul Mărturisirului Dumnezeu, să ne rugăm și pentru cei care ne urăsc. Că, Doamne, sunt mulți în acela care de multe ori ne blastămă și s-o uită cu un ochi rău sau cu o inimă rea. Vai de voi, pocăiții și diferite cuvinte mizerabile care le aruncă asupra noastră, chiar cu urechile noastre care auzim. Dar noi, în rugăciunea aceasta, să-i zicem lui Dumnezeu, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de ei. Pentru că numai Tu poți să-i luminezi, Doamne. Dar noi avem o datorie să ne rugăm pentru ei. Să ne închinăm în rugăciunea aceasta pentru ei. Deci eu odineori am fost și noi acolo în întuneric, acolo în împărăția celui rău. Dar să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i facă cu bunătatea dragostei sale și să-i verse lumina feței sale peste ei, așa cum o vor să și peste noi odineori. Și ne-a luat de acolo și ne-a sesat aici. Și ne-a dus acolo în apa Iordanului și am zis lui Dumnezeu la chemarea sa un da, un cuvânt sfânt. Și am venit aici și ne-a așezat în poporul său. Și le rugăm și pentru ei că mulți sunt chiar din familie noastră, din membrii familiei noastre care chiar ne urăsc. Și ne-a supresc, așa cum zice fratele, chiar ne blasfemă. Pentru că prin ei lucrează diavolul sau cel durile rele care lucrează prin, chiar prin fiicele și fiii noștri sau copiii și părinții noștri. Și noi cunoaștem acest lucru că Dumnezeu ne-a deschis și ne-a luminat ochii ca să cunoaștem lucrarea Lui și chiar lucrarea celui rău. Noi să ne rugăm pentru ei, dragii mei, frați și surori. Pentru că astfel putem să aducem la lumină, prin lumina noastră care a vărsat Dumnezeu în noi. Dumnezeu să facă lucrul acesta în dimineața aceasta, ca rugăciunea noastră să fie primită pe altarul cel sfânt acolo sus pe ceruri. Dumnezeu să ne binecuvinteze.